Bună ziua! Mai plecat Richard. Nu este acesta. Da. Este un doxa antimagnetic placat cu aur în 1920. Da? Se vede placajul. Acest ceas s-a făcut până, a fost făcut prin 1920. Despre anul. Are cadranul fără, vedeți? E frumos. Al doilea ceas este tot un doxa. Tot antimagnetic. Placat cu nichel. Asta a fost făcut până în 1952 la festival și asta a fost oferit de cadou. Iar acesta, un Atlantic vechi, în 1960 și ceva. Da? Și ăsta l-am nichelat. I-am pus curea. De fapt, la două am pus curea. La ăsta are... Ceasul ăsta are ansele sudate și a trebuit o curea la asta. Pentru cine nu știe cum se purta o dată. Da, cam asta a fost ceasul. Sunt niște ceasuri vechi, frumoase. Merg foarte bine. Foarte, foarte bine. Haideți să vii care așa. Unul lângă altul. Ia uitați. Am și uns. Nu am apropo service-ul. Ele sunt. Sunt frumoase, mâine vor pleca la micul Volcea la prăbă. Acesta a fost videoclipul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Încercați să vă abonați. Dacă cineva vrea să alăture canalul, poate face prin butonul alăturate. Dacă cineva vrea să doneze, nu ai nicio problemă. Poate să-și ia un super stick. Nu mă duce prea bine, dar mă rog. Din YouTube de acolo. Donare de la 5 lei până la cât vrea fiecare. Se face cu card. În rest, abonați-vă la acest canal. Alăturați-vă acestui canal. Apăsați clopoțelul, lăsați să fiți la curent cu tot ce mai distrugi. Și ne vedem la următorul video. O zi bună. Și am uitat să vă zic. Așteptați, o să fac videoclipul cu cum le-am nichelat și am auzit ce a fost. O să vedeți, o să vă placă, o să-mi dau toate astea zilele. Vă mulțumesc încă o dată. O zi bună. Și nu uitați să urmăriți asta de aici.
personală de conflict. Sper să mă placă. Nu. Zi-mă.